modificările și completările ulterioare se efectuează cu Consiliul Local cu necurabilitate de 15 iulie 2011. Proiect de hotărâre. În conformitate cu articolul 39, atestația urmării publicate și modificate cu completările ulterioare se efectuează cu Consiliul Local cu necurabilitate de 27 iulie 2018, ora 10, în sala de ordinară, ședință ordinară, Consiliul Local, Comunei Buravei, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din 15 iunie 2018. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Mihal Ciocărlai. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cosma Florin. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de negociere vânzare imobil către OATI Fortuna Buravei și Radu Dumitru. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Buravei Cos Morte, domnului Zanfir Gheorghe. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezidenței procesului încheiat între OATI Fortuna Buravei și Chiosa Gheorghe. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicii economice privind obiectivul de investiții, consolidare, protecție, mal stâng, râul Trotuș, etapa a 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării ansamblului folclorii grăzești Comuna Buravei, a Consiliului Local al Comunei Buravei și regulamentul de organizare și funcționare. Dar în ultimul punct, diverse. Supun la vot procesul la demisare. Și sunteți de acord? Așa, punctul. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 15 iunie 2018. Sunteți de acord cu proiectul? Da. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Mihal Cear Niculae. Sunt motive simple, sunt dumneavoastră, el este străinătate 4 luni de zile. Este a 4-a lună, n-a putut să vină, acum e în Italia, este clar, ne este. Simplu, nu ne putem opune. Spune la vot și nu e. Dar nu știu dacă se votează, noi ne luăm la cunoștință, atât. Da. Deci nu o votăm. Am luat la vot. Legea e clară. Legea. Da. Așa. Legea a fost la vot. Da. Legea a fost. Proiect de hotărâre prin validarea mandatului de consilier local al domnului Cosma Florin. Trebuie să depună și jurământul? Da. Păi lasă-l la urmă, că el se depună, că se... Mai stăm, mai stăm cu el. Se poate merge, mă. Asta a fost atunci, da. Poate merge la vot, doamna secretară face imediat prezentarea, ne pune jurământul și apoi merge la vot. Ne pune jurământul, da. Primul membru spunea că în lista PNL avem aprobarea domnului politic de la Bacău, domnul Cosma Florin. Costea Nicolae și-a renunțat la postul vacant, Ienache Vasile și Brânduș și iar și-a primat. Ei sunt tot în străinătate. Brânduș nu este plecat în străinătate. Da? Dacă... Așa, orice, pleacă de-a tot. Nu, deci nu nu pleacă, că e numai acasă, stă. Așa, o cerula pe genere, plec și... Dacă așa, eu acel nu s-o apucat. Așa, așa. Domnul Florin, ce? Domnul Florin, domnul Grigori, cu căperea pe negru, mai acolo. Pe lista de supleanță a candidaților pentru alegerile din 5 iunie 2016, în prima ședință a Consiliului Local, pe domnul Cosma Florin, născut la data de 25.07.1986, domiciliat în Comuna Buravei, s-a înturat S-a înturat la ei? Da, s-a înturat la ei, de la Buravei. Păi, dar domnul Patron spunea că nu te vede. Cine? Florin din Buravei, manșul. Chiar că vreau să văd de noi. Îți dragi de acolo. Da, e diferent. Eu vorbim. Sunt de plăcut. Jet pe jet, dar mai vreau să ne mergem. A doua voie aici în cartierul în Occident? În Basile. Da. Asta e pur sânge, dragă.
În conformitate cu prevederile articolului 9, alineatul 2, din legea 393/2004, privind statutul aleșilor locali, prin aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliului Local, articolul 100, alineatul 33, din legea 115, pentru alegerea autorității administrației publice locale, cu dispoziție legii 215 republicată privind administrația publică locală și regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, consider oportună dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială. Se validează prin votul deschis al consilierilor locali mandatul de consilier local al Partidului Cosma Florin, declarat supleant pe lista de consilier local al Partidului Național Liberal în alegerile locale din data de 5 iunie 1916. Domnul Cosma Florin va locui pe domnul Mihalcea Neculai în cadrul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Craiovei. Prezenta hotărâre poate fi contestată la tribunalul în termen de 5 zile de la adoptare, în cazul absenței de la ședința de la comunicare. Cu ducerea la îndeplinirea prevederilor prezente în hotărâri, se încredințează domnul secretar din biserică. Propun spre aprobare validarea domnului consilier. Cine e pentru? Unii sunteți, mă, ridicați mâna. Suntem echipa lui Domnului. Nu se mai dea la tare, la tare, la tare, că nu voi să cumpă că ea pată la minoritatea mea să nu știu că majoritatea. Noi suntem majoritatea. Just respect Constituția și legile țării. Ce să fac? Sună credință tot ce înseamnă putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comune cu Craiova și Mesopacu. Așa se mi-a spus Dumnezeu. Tineri, așa te vezi. Nu putem de bună dată. Eu vreau să vă felicit. Nici la avea n-am simț să se ducă, să te ducă, să ia niște bani. Pierde și primăria niște bani.
mare bunuri, se ridicate și moște, poate exista și moște, rezolvăm problema cu impunul. Acei bani care trebuie recuperat 2000 și ceva. Se recuperează. Acei bani care trebuie recuperat oricum. Indiferent cum are, nu e de cap, nu e să casă, care. Acei bani trebuie recuperat, este normal. Ce spuneți? Da? Asta a fost voința dânsului și asta e voința noastră, nu? Ce spuneți la tine? Comentă. Sunteți de acord? Spune la tot. Cine este pentru? Așa, următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicului economice pentru obiectivul de investiții consolidare, protecție mal stâmpul, de utrotul și de etapa a noua. Etapa a noua. Da, cu rog. Etapa a noua este de la Davidescu, crizele din regiune, da, până drumul județean. Ce se vede în fața primarului? Este făcută cu efortul. Și dacă rețineți discuția de acum, una, cineva mi-a pus întrebarea, ale cui cutulare, ale primării, și am spus nu. Avem o etapă de timp pe care o facem cu utilare proprii, plată zero, chiar cu aport în partea firmei, transfere sau care s-a ocupat de credit, ne-au dat contactul și ne-au dat chiar și avea utilată, pe care ne-a arătat și pe urmă. Ne-au arătat să ne vizibăm fără niciun ban de la bugetul local. Și mulțumim de Dumnezeu, ne-au am vrut să-l încheiem, că acum s-a văzut la o lună ce însemna lipsa acestei poziții de zic, însemna că s-au urcat asta. Valoarea este, practic, l-am prins în valoare estimată a lucrării de bani. Doar motorina consumată. 576 de mii și ceva. 576. Deci asta înseamnă nici un sfert din ceea ce ar însemna valoarea de care îmi fac pute la autor, nici un sfert din valoarea care ar fi fost o societate care primăria ar fi încheiat toată. Dar următorul proiect. Se spune la vot. Spune la vot, pentru hotărâre. Cine este pentru? Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea înființării ansamblului folclorii Crăzești și Curavei, a Consiliului Local Comunei Curavei și a regulamentului de organizare și funcționare. Este o dorință mai mare a mea, poate de când am intrat primar, tot am vrut să încropiți, să încheiem un grup de copii și chiar și tineri și adulți care mai un ansamblu folcloric constituit să reprezentăm obiceiul tradiției ale comunei, chiar și copiii să fie într-un cadru organizat. Nu vă spun că de vreo 3 luni de zile eu sunt domnul viceprimar, în fiecare săptămână dăm câte 250 de lei la doamna banii salariile noastre. Avem un grup de copii, au participat deja la un spectacol la Casa de Cultură și avem 4 premii luate, 2 premii întâi și Gheorghiuș Teodora și corul de copii de la Curatorie, au luat 3 și 2 de locul 2 am luat o șoară, fetița lui Cătălin Lună și fetița lui Iosu, muzică populară, locul 2. Au fost date și la favorit. Acolo a fost o inadvertență, în sensul că doamna Petronela Radu a venit și cu copiii de la Bușenești. Ei au fost mai mulți și acolo studiază de vreo 4 ani. Chiar vreau ca și din copiii de la noi să meargă la Măruță, dau un exemplu, sau să participe la concursuri și spectacole pe scene de casă de cultură din România. Că va fi la Pelosan, la Iarnă, unei plăcări. Cred că vom încropi și o formație de dansuri populare. Doamna este dispusă ca 8-10 perechi de dansatori, da? Din
voie și avem destul de mult dansatori pe la sânt. Pe asta suntem mai ceva ca la televiziunea română și o formație de instrumentiști. Sunt băieții lui Tirol care au și la orică. Sunt la saxofon, mai e după prin temelia, mai este băiatul Sara, băiatul care să încheiem și o formație de instrumentiști. Când era cu tinerea asta, avea formație de dansuri, atunci asta este muzică populară și ușoară, mai știau copiii de la școală și de o scenă, de o piesă de teatru, mergeam și în alte localități și chiar cu... Era cineva în tine, n-avea din teatru. Da. Asta era dansul. Dar să știți că spre surprinderea mea, chiar plăcută, câte 100 de copii care au venit la această activitate, deci se teatru. Știu eu, la astfel de activități, n-ar vrea să le promit. Mai bine, într-un cadru organizat și mai învață ceva, nu? Mai dezvoltă și alte talente, ca să le spun. Cam asta ar fi, cred că se va concretiza. Și eu că mi te-am luat dumneavoastră, noi ne-am gândit mântura și sau știu eu, Răzeșu, poate dumneavoastră ați venit cu alte idei. Da? Cu alte idei, dacă aveți vreo propunere, mai sunt și plătați pe prin cum credeți dumneavoastră așa merge? Dați o propunere de dumneavoastră și consilierii vreau. Dar să știu care vreau să spun aici, nu vine nici care vine la urmă. Da, da, da. Da. Așteptăm propuneri. Rămâne așa ca de numire, ați venit cu altă idee. Eu și la profesor și la copii și dumneavoastră vă adresez rugămintea de a vă rugați. Nu poți să pui că e jos de gura. Nu vă ascult că alături astea ar putea. Că e și rugai de la gura. Băi, vreau să ne... Aceea e la speranța gura voi. Poate ne trebuie de aici și mă rămâne cu amintul. Să trece cu la voi, cât e să ce mai așa de mai ceva. Nu o să-i spune de nou. Cred că e o scăpare aici. Sau de? La articolul 2, mie mi-e formație, așa că sunt nemotivat, mai multe perepe. Vor fi eliminați de echipă. Dar nu vor fi să acționați și căderea de la curtare. Păi n-are face activitatea școlară cu... Nu-i corect. Minim articolul 24, orice eliminare atrage cu găsire scăderea de ultima curtare. Da. Viteza, da? De domnul... Cred că ceva nu e. Da, aveți dreptate. Da, se elimină treaba asta. Și bine ați sesizat, bravo, s-a menționat semna ca primar. Deci asta, articolul 24, propun să le eliminăm. N-are face activitatea extra-școlară cu nota la fundare, nu? Că și sportivii care, și fotbaliștii, nu? Dacă ei gafează la fotbal, îți poate din formație, dar nu le eliminăm la liceu sau la facultate. Da. Cu... Și 26. Cu amendamentul o vom reformula fără sancțiune, că e o activitate extrașcolară, nu are a face la lecturile. La 23 mi-am dat să stau cine făcută, spune aici, nu vor fi sancționați cu notele de la mutare. Păi da, de asta zic, la deci. De asta trebuie să apare contrariu. Dar nu este corect. Nu este corect. Asta-i. E 24 ori spate. Corect. Readaptarea la funicile. Da, spune la mai și nu mă... Dar nu ne-am decis cum îi vom pune cu numele. Asta-i spune cu numele. Rămâne așa dacă nu sunt alte propuneri. Aveți numele? Aveți numele?
E de anul ăsta, așa, național românesc, da. Noi de la Dumnezeu, noi de la Dumnezeu. E bine. Nu iese nici pătașul. Nu. Iese, e bravo, să iese. Ca comune, da, să știi. Hai să pune la vot proiectul de hotărâre cu modificările. Este Petru? Numai grupul PSD, PNL-ul nu modifică. Sunt împotriva autoprima. Dar cu trecem la ultimul punct divers. O luăm de la domnul Pașco. Domnul Vicea, să-l întreb, era discuția cu rotunda acolo, spune bazinele, să discută de cu câțiva ani, domnul Cipotaru meu și zis, bă, ai vorbit degeaba. Zic, așa se vorbește acum. A vorbit domnul Pașcă, păi da, dar la iarnă e târziu. Am vorbit și cu firmă care... Am vorbit cu domnul Pașcă. Și-a răspuns de deputei care... Deci, votați, hotărâri cu Consiliu, vorbim și cu domnul. Trebuia să fac capul ce mi-a făcut că omul să-l taie acolo jos la intrare în bărbăzia. Vreau luat abahmat? Nu, medicul și-a rămas și-a descoperit. Eu știu să o orientează în lucrurile. Mai aveți, domnul Pașcu? Păi e vorba de timp, trebuie să avem grijă cum se face barea asta de la Vale, că acolo primul tronson care s-a făcut, că l-a luat abahmat. Ăla care nu s-a făcut pârțică primă. Deci ăla s-a făcut și acum nu-i vorba că trece apa peste dig. Dacă s-apă, s-apă, vine digul în apă. Deci nu mai trece peste el, vine digul în apă. Deci trebuie găsit o soluție acolo pe 100 de metri barând, la pioane sau ceva, că altfel intră sub dig. Și târziu, când dacă a venit o singură dată în trațan, dacă mai vine de două ori, deja gata o săpat la... Facem la probleme în momentul. Da, la acolo, la... Vasile, la Angel, deja mare 10 metri și-o ajung la din. Deci trebuie găsit ceva să rezolvăm acolo. Și aici, dacă se apucă, păi să facă... Gabioanele sunt făcute din când eram eu la școală. Noi, elevii, bagat piatră de gabioanele. Deci se poate rezolva, cum a fost cu gabioane sau știu eu cu cine, numai să nu mai rupă apa în continuare. Se dau rezolvă de situația cu... Toate și cu tablele, numai la... Sincer, chiar am pus în mașină să plecăm să sudăm tablele acolo și medicul aia nu ne lasă da, fiecare de fiecare ca să te programezi de acolo, trebuie să intri 4 oameni acolo și dacă tu pleci acum și te-ai dus acolo, prin sproaia, ai terminat. Cu digul aia, vă dau și soluția. Deci, în condițiile în care, și aici fac și dau un răspuns pentru tot ceea ce înseamnă tot digul de Muravăie și aval de acolo. Am trecut pe situație de urgență. Drumul de la Cristian, stânca 1-a, 2-a, 3-a, 4-a, până la 5-a. Am trecut pe situație de urgență, drumul spre Bulghelea, la, noi spunem, la Cucoș, Andronic, Tinei, pe acolo. Au venit după persoane, spun și zbețean, 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 se ia bagul spre ambulanță, să facă pacăul, toți. Au venit, din cât am trecut noi, că am fost afectate, inclusiv drumurile, ulița la Disenerul, la Tucurică, drumul care leagă coordinata de Dumbrava, pe la Dumbrava, au mai tăiat dânsii cel puțin, 50%. Așa a considerat comisia de atunci. Verificat cu măsură, tot acolo. Ei, suma care rămăsese bădută în cuier, 630 de mii de lei, 6 miliarde de 300 bani lei. Hotărârea de guvern s-a dat ieri, ne-am uitat pe site-ul lor, știți cât ne-au dat? 680 de mii. Răspunsul cine a dat? Ce să vă acum, cum v-ați dus? Mă, secunde, cum v-ați dus la Dragnea acolo, hai să-l căpăm din penal? Sau să facem pușcării. Ce doamnă, dă vreo 6 miliarde, ce nu dai ca fac bine, ce fac la bine? Fă bani la bine, cu 680 de milioane, gândiți-vă, nici numai dacă nu ne-am putut în lada, nu ne-am putut să facem toate drumurile de din nou, nu-i mai pui autocrede, nu-i mai pui suor, palat, compactat. Gândiți-vă, nu ne-am putut câți kilometri sunt afectați. Și ții cu omul când poate duc în sală. Mă mai dă prin fondul europei, atunci a spus doamna legii. Domnul, adică să încearcă accesarea fondurilor de urgență de la Comisia Europeană. Sper
să ajungem noi acolo. Sunteți lângă subiect, vă dau răspuns. Din 2012, domnul Părinte, prin asta 5-100 metri, suntem cu 1000 de metri de gardioane, aval de port. Nici n-au ploi grici acum, domnul. L-am văzut la serviciu, să-i zic la Rovan, la Plum, la Mediu, la Bărături, la Mama Nage, la toate. Am bătut din 2012, am 12 drumuri. Finalitate zero. Ce facem noi, oameni buni, aici? Acum nu făceam cum am făcut câte o etapă ridic, la ora asta stăteam tot pe bază a lor și acum ceream, în loc să cerem 6 miliarde 300 de milioane, le ceream 2 milioane de euro ca să face, refacem toate casele. De-aia vă spun, ce facem noi este singurul lucru, de-aia nu trebuia să meargă cu partidul PSD cu dragul. Ce facem noi, ce hotărâri luăm noi, sunt singurile lucruri care le luăm. Vă dau dumneavoastră, domnul Pătaru, domnul. Vă dau 600 de milioane, faceți lucrările care nu mai sunt prinse pe situații de urgență. Și oameni au dreptate. Cu ce se face? Atât vă spun. Ce facem noi? Ce putem să facem economie? Și acum vă dau răspuns. Da, domnule, eu am document. Și nu-i ca la nimeni. Să nu spui că plătești 10 lei pe curent dumneata. Plătești puțin. Nu-ți plătești curentul de la poartă nici pentru o săptămână. Da? De la banii de care se acumulează pe imam public, nu se plătește decât 10%. Se strâng 200 de milioane. Noi plătim 2 miliarde pe an, dacă las, din mâna aceasta de an. Și de 6 ani, domnul Tătaru, a dat mai fost, eu de 6 ani tot iau curentul meu. Nu-i trebuie omul curent la ora 4 dimineața. La ce trebuie curentul meu? La 4 ce face? Omul pleacă la urmă. Domnule, omul la ora... Pe la 5 fără ceva pleacă din casă și pleacă. Este zi lumină. Și cu asta am încheiat. Când voi avea bani, voi face. Deocată e mandatul meu și mi-asum responsabilitatea. Să vă mai spun singur lucru. Mai mult vă plângeți dumneavoastră, domnul Tătaru. Primul care curentul e înalt. Decât oameni. Vin oameni la mine, oameni serioși, oameni sănătoși, copii, sunași, tine și băieți deștept. Primarii foarte bine, faci cum faci economie. N-am nevoie să mă aport dumneata. Aia să merg în PNR. Hai să serios. Sunt doamne în cap. Domn primat. Domn primat. Domn primat. Dați un unicare la adresatele. Nu vă dau. Nu faci dumneata discriminarea asta. La capta este lumină, sunt brava pe drăguș. Nu. Nu este. Nu este, domn primat. Cum nu este? Nu este. Am fost seara și a zis cum iese cu mine. Cum să nu mi-a luminat la capă? Când mi-a luminat la capă? Nu mi-a luminat la capă, da? Vorbește așa să vă spun. Hai de acolo, e o opinie cu tare. Mi-a luminat la capă, mi-a luminat la capă. Fiindcă eu cu banii care fac economie într-o lună, fac 100 de milioane și mă duc și bani. Că dumneata nu te inundă, dar pe ăsta aici a fost să vezi acum aici pe cărarea aia care vedea, dar nu să meargă. Și acolo vreau să fac acum, să fac. Că ăla e acasă cu totul. Dacă intră și sparte aici, vă spun că atunci am la Ceapeu. Când a scăpat de dâmbul ăsta în fața matinei, Ceapeu e mai jos și va fi o baltă până la Lucica, va fi un lac de acumulare. De-aia fac economie, domnul Tătaru, și chiar dacă dumneavoastră puteți să vedeți puterea, să vă expuneți. Dar deciziile sunt ale mele. Că nu pe dumneata te vreau mă lumea dacă intra în casă. Și n-ai avut dată în casă, vezi, înseamnă mult, dar să vă spună domnul Pasma, să vă spună domnul Tătaru, că eu luat și găini și tot, cu disc și cu tot ce a fost prin curte. Atunci să plângi. Și uitați-vă, au fost comune care de 5 ori au inundat. Ei, pentru prima dată eu am fost mândru că am luat deciziile și m-am opus, că așa și mandatul celălalt făceam tot. Eu dacă sunt de la etajul unul la unul, nu trebuia, nici nu Lucica nu trebuie dică. Dar eu am făcut, nu s-a opus la dică. Uite că eu am pus și s-a făcut. Și s-a făcut dată lucrul cu Nichei Corect, o gândit, cu pasul cu gândit, că eu am avut apă în casă de două ori, cu 2,7 metri, în casă, eu luam cu mobilă cu tot. Și-o plâns cu o luam de zile, eu stat pe mânt și-o mers cu cinci din puntea lui. De-aia am făcut și sunt mândru că am făcut. Restul părerea noastră chiar nu uită de așa. Sincer, nu știu, că e decizia mea. Ia, mandatul meu, și consider că așa trebuie să mă comport ca privat. Că pe baza celor de la guvern, nu am nici cea mai mică, sau nici cea mai mică speranță că voi primi ajutor. Noi dacă facem cu
utilajele noastre, voi luați al doilea podești cam tot, trebuie să opresc apa, să o duc pe centru podului, să împing insula aia, îi bag tot oameni la ajutor social, mai am 90, îi bag pe toți, pe el, în răstărișul de acolo, să începe să împingem cum putem. Să mă mai rog pe o societate să dea un excavator pe șenile, să împing, că nu putem numai cu utilajele noastre, va trebui să facem cât un pic, dar dacă mă apuc anul ăsta, la anul termin, dacă nu mă apuc anul ăsta, la cum nu știa. Ei, n-am treabă cu mandatul, discut doar pe timpul. Deci nu are treabă cu politica. Să puteți să vă rind. Eu poate mă nevoie că am 64 de ani, nu discut de ceea ce dacă discut de, eu discut de ceea ce eu vreau să fac tot. Atât. Deci cu asta, cu iluminatul, cu timpul, v-am mai spus ce zic. Deci am făcut și v-a clare. 630.000 de lei, trebuiau 6 miliarde, 300 la minim, după ce mi-au mai dat jos, mai bine de atâta. Numai estimat drumul la Vale, îl estimați ca cel puțin 11 miliarde, da? Și mi-au dat 3 miliarde 125. Finalul nu a dat nimic. A tăiat tot de la Vale de Pod. Păi este uman așa ceva. Era mai bine ca la alte comune, unde au avut dic și le dă pe de 15 miliarde acum. Da? Deci dacă nu aveam, cât nu trebuia să ne dea? 2 milioane euro trebuia să cheltuim pe aici, așa, da? Eu zic că așa este corect, așa. Domnul președinte, nu... da. În continuare, cu da, domnul. Domnul Grigore. Cu societatea asta care s-a făcut cu apă, merge greu și faptul că nu îi ajută natura, plouă. Dar trebuie un pic urmăriți și arăta unde se meargă. Sunt copaci crescuți. Care ei, ca să nu strige oglinzele, girofarurile la un excavator, face șanță de 600 pe mijlocul drumului. Ne pomenim după ce o să bage apă și asta, toate drumurile sunt praf. La ora actuală, păltinată. Unde au făcut praf? Deci, unde au făcut este praf? Au început în zona de jos, păltinată. La fel, oamenii au făcut și praf. Au început imediat. Nu are un coordonator, adică eu înțeleg că are un inginer, omul se pricepe foarte bine, dar bănuiesc că nu poate ca să fie totodată la toate lucrările, să fie pisit tot. Băieții nu știe unde se apuce, ci nu-i coordonează nimeni, n-au. Ei voiau la altăieri să oprească circulația la Temeria, toată zona de sus. N-ai cum, dar Doamne ferește, de salvare, de pompier. Dar oamenii sunt în perioada în care își lucrează și ei, și aduc material de construcții. Ieri au venit unul cu pale de bencea, au trebuit să lucrare cu căruța. Bine, înțelegi oamenii, dar nu au un, băi, astăzi un coordonator cu care să spună așa, băi, te-ai apucat de tronsonul ăsta, nici la masă nu stai. Nici la masă nu stai, sau, nu știu eu, să aibă cumva un program de lucru. Așa, urc aici, pleacă dincolo, să lucrul ăsta cineva să stea. Când s-a făcut titronzonă, gurița la Vișan, da? S-a făcut acolo. Cineva de la primărie să meargă și spune, dom'le, ăsta este traseul pe care trebuie să-l parcă și dumneata. Ei acum au mers pe lângă șanț. Șanțul ăla tot noi am băgat bani. Sunt sigur, au luat-o apa, acum au luat-o apa și pe șanț, și pe șanțul ăla, spălat. Pentru că ei nici măcar nu bate pământul, eu așa știu. Că pământul, se pune un strat de pământ, urmă balastul sau ce spune, bine, se pune nisip ca să nu avem, să nu afectăm conducta. Dar eu vă mai spun că se aude bolovane pe lângă conducta din PVC, se aude tronc, tronc, tronc. Deci trebuie verificat treaba asta pentru că, da, cel puțin măcar asta, băi, te-ai apucat tronsonul, dar ăsta, da, în cât timp îl termin? Atât, atunci, dar nu s-au dus poliția și au spus la oameni să scoată căruți, mașini, că e două zile oprește circulația. Păi cum să faci treaba asta? Ești nebun la cap? Păi ce faci? Okay. Îți dă de bată ăștia. Dar nu au, n-au un șef. Săracii n-au nici ce să facă. Să apucă la ora 10, la 11 de treabă, pentru că nu sunt organizați. Normal, la ora 3-4, așa mai stă cu la Crișu, mai stă... Trebuie un pic stat cu ei și să aibă un responsabil de lucrare care să fie cu el acolo, cu un bun excavator. Că nu, nu poate nici el. Da, băi, tu faci treaba. E un băie deci la prăbăie. El își face treaba, da. Fără șef, fără nimic, sunt doi inși care trebuie să colacul ăla din PVC să-l întindă. Nu poate, sărace, slabi, spititei, iar colacul ăla. Trebuie văzut un pic treaba asta. Cam atât. Da. Haideți să vă dau o spune. De adevăr, asta este exact corect și eu am spus. Nu odată am sunat cu patronul ăla. Dar au doi ingineri, ca să vedeți. Doi ingineri l-au luat oameni. Merg rău, într-adevăr. Dar trebuia să luăm și ingineri. Nu v-ați zis la următorul care. Da? Într-adevăr, am un termen de comparație foarte corect. Cum a acționat acolo Nepalscut, cu excavatoare, avea 100 de oameni. Și cum acționează ei?
câte un punct de excavator, ba muncesc, ba muncesc, doi ingineri, ba îi găsesc, ba nu îi găsesc. Într-adevăr, aici va trebui și din clipa de față, eu dau dispoziție de luni, am găsit soluția. Sunt întemeiile. Domnul Oteanu stă o zi, domnul Bișamaru stă o zi, domnul Florin Grigori stă o zi. Viceprimarul și cu primarul vor 4 ore, se duc minim 3 ori pe zi peste ei. Și sesizăm că este ceva, oprim lucrare. Am dirigit de șantier, așa trebuie să facă lucrare, cum ne trezim că îi pune piață pe conduct aceea și după 3-4 ori se sparge și deci răspunsul este simplu. Faci canale, nu știu ce sunt alea, sunt niște cămini. Da, domne, da. Deci mă pus în mijlocul drumului, știu. La Pătinada, am încercat la biserică acolo, eu cunosc zona, este curbă și tot timpul acolo va fi probleme. Foarte mulți, deci o să ferească canalizarea. Eu am spus că vine un capac, un monolit, vine, dar eu nu prea văd. Fac capac, monolit, așa că m-a schizat pădea și lăsa numai o ușă. Dar eu vă spun că ei trebuie să mai intre cu un metru jumătate în spre biserică, pentru că îi permitea la toată lumea. Deci nu să vă spun ce însemna asta. Păi că este avizat. Aprobat tot absolut. Trebuia să fac dispoziții șantier să modificiază. Și proiectantul dat că nu e un... Oricum, trebuia dispoziții șantier, de făcut tot, cu apucări și... Nu, dar proiectantul dat să vină un mijloc. Da, la TVR am mai văzut locul să ne jucă. Același proiectant a făcut ambele lucrări. Sigur, apoi și celelalte cinșate, da? L-am abordat. Final. Am făcut să sapă și să s-a sesizat. E chiar în munița care pleacă la Conte Sală. Da, 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 da. Vedem cum va ieși după ce vor turna cap. Cu certitudine vă spun că voi urmări. Exact cum am făcut. Eu le-am spus exact, nu știu, nu am ca să se pare nimic, doar să pasă un pic. Le-am spus, vezi, nu este fric. Nu, așa, bine, așa. Dacă la cel puțin la biserică, la n-am să-i zicea mai mult, toată lumea. Și normal, dacă trecând doar cu bine, normal să-i spun înainte de a turna pe proza de face alunătură. O zici că așa bine, așa are proiectul, poți să acopere, poți să cunoască. Da, acum... Cum am făcut la plombarea drumului Hutețean, că am stat permanent lângă ei și am tot de 4 ori. Și acum i-am mai dus, iese o parte, a venit ca să facă rechete, i-am dus încă din nou, ne pot da 200 de litri, de kilograme, de cumpătă de 200 de kg de emulsie, să ține de hermetic și mai par o că mă duc oameni la spus, și aș le țin din scurt. Și am primit acordul și a doamnei directorate, le-am dat chiar că chiar a dat dispoziție. Nu le semna recepția până nu ne vor da la preț de 1700, mi se pare, cu totul trebuia o tonă de gaz, de cât o e nevoie, ca să-l ținem noi în administrare. Încă eu aș face și niște solicitări cu aprobarea Consiliului Local să ne dea tot 900 de zile. Când noi vom avea forța și puterea, tot noi putem să vedeam. La ora 4, noi desprezeam de unde ziceam când veneau ei, să dea modic, să dea bani la o firmă, la... La dezbetire, ei vineau urma noastră, veneau cu rama pe sus. Fără administrare cu trei utilaje, avem două cu excavatoare și cu vasculanta cu lava. Poate ne vin și niște bani de la Direcția Specială de Lucru. Eu sper că da. Asta ar fi una din soluții. Eu cred că totuși, în comparație cu lucra la noi, la nivelul meu, totalul că mă deranjează. Eu mi-e poate mai mult. Merg dumneata, cu toate m-am dus să-ți spui Consiliul Local, la Onești, și doamna Loredana Cohin, Consiliul Județean, doamna viceprimara Oneștiului, are eu, da, bateriu acolo, da? Cred că mai bine aici și vreau de plombare decât e să fii decizie pe la Dermo, da? Și tot eu mă duc să le fac cu mântul meu și acum cu mâinii, m-am dus să-mi făcut canalul de nu știu câte ori, vreau să putem să circul acolo și vreau să fac acum, dacă iau asta e emulsia asta, mă duc să-i fac și pe urmă, vreau să le arăt că se poate face. Da? Cam așa se face, dar au bani din spectacole, au bani din toate, dar pentru ca să facă drumul la Gura Văine și încasează bani la Gura Văine. Nu la urmă. E a doua oară când mă duc în ședință, care i-a 10-a, 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 10-a,
tribun. Da, vă spun că noi, practic, totul spunem că și ne interesăm așa. Eu, ca și de vechi, chiar ne doare, chiar mă doare, da, eu chiar vreau ca să fie altă de mentalitate. Nu l-am lăsat pe ala nici atâta, l-am întors de 4 ori în altul. Unii mei au zis, da, domnule, o dată ne fac la servitor, au să plece și nu i-am lăsat. Nu îi lăsăm și nici pe astea cu alimentarii, cu altul, vă promit, domnul, da, domnul, 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 domnule Margejan, că vreți înapoi. Începând la Emil Alcolodescu, cu partea stângă, la Păruș. Alea le facem noi. Asta au apărut, au zis, dar nici oamenii nu înțeleg. Vă spun că și oamenii sunt câini, domnule. E o specie dură, dar eu trebuie să fiu dur decât să fiu creștul prost. Stai lângă el, îi faci semn să se oprească. Nu stă dorit nici parcă la asta atunci, proacă la fund, parcă dă el, da? Atunci, stai. Viteză, deci pic facem să meargă încetul, să dea peste oamenii de acolo, n-au un pic de bun simț, vede că se lucrează. Treci colțuri de kilometri pe oră pe lângă tine. Trebuia să plece la să fugă cu furtunul. Când era bine trebuie să fugă cu furtunul. Vă spun, domnule, este răbăt. Devin că sunt multe, asta nu le trece, dar eu le trec, că le văd. Toată lumea... Exact cum a fost cu iluminat, toată lumea. Țipau că nu vin mașinile de gunoi. Vă întrebați să gândească toți de aici. Dacă vin mașinile de gunoi, de ce peste vale aici să aruncă bidoane și doze de bere și hârtii și să aruncă haine? De ce mă aruncă? De ce, domnule? Dar vine mașina de gunoi, nu-i tot gunoiul nostru? Tot am ăștia de la gura pe aia. Dar dumneavoastră, cum ați revenea și țineați-o foc, domnule, că gunoiul este corect și luăm bani. Nu, domnule. Gunoiul este și ăsta care n-a dus apa. A trebuit să iau anul la totul, ia Pionica, toți, zică, să iau toate din nou. Eu duc un nichil din motorină și dau foc la toate rădurile, toate bidoane, să le strâng separat, să vine să le pun la cotare, să le ia separat cu iepurile și cu astea. Tot am luat-o și cu noi, a locului, și ăla de la Piatra Neam, la Picasa, a văzut aceea. Da, de pe toate cărăile. Este mentalitatea, în primul rând, greșită, nu i-am educat pe toți, dar eu vă spun sigur că mamă grozul, de cel târziu când locuiesc ploi de săptămâna viitoare sau aia la altă săptămână, vă arăta cum îmi place mie. Când vor veni cei de la toți părinte. Mai spun numai din urmă, să ne ferici. Într-o trecută am pasă, o spălat tot foarte puțin mai sunt. Păi eu ce vă, dar mai sunt ăsta, pentru că zic oamenii. Joate. În fără mea, acolo îmi găsesc două bidoane. Joate, da mă, să vă mă gândeam și dar. Și le strângem și le dăm foc. Le strângem, le dăm foc, dar sau mă dăm foc. Este chestie de mentalitate. Hai, domnul președinte, dă-i la următor. Da, domnul Zandaru. Am văzut ce sunt. Vă mă așteptat să plecați pe mal Căminicu, la Dumnezeu. La Căminicu, la Dumnezeu. Dar la Dumnezeu, la Dumnezeu. Nu se poate plăti asta. De ce? Nu se poate plăti, fiindcă trebuie reluată procedura de încredințare. Și acum se face cu încredințare directă, dar sunt sceptic că firma care orientația noi, care a făcut minunat, care a făcut, care a făcut și primăria, mare puterea, văd că totuși este foarte slab, este foarte slab și sunt uimit. Noi avem bani, dar nu că nu putem, că noi bani avem, dar ei nu plătesc, nu execută. Bineînțeles că iau lucrări, nu puteți avansa. Căminul cultural, dacă luăm proiectul, nu o trebuie să știu și făcut. Au de construcție, fiindicilor, maianța, de cavanul, instalația este făcută, s-a făcut ca lor fel de parte de sunt și montate, sunt de plin nivel, finisare. Cam 20-25% mai de făcut. Noi n-am plătit decât 45%. Dar sunt lucrări executate în avans față de cât plătim. Adică sunt undeva, mama, undeva. Dar nu pot eu să încalc proceduri. Acum i-am convocat, vor veni, nu vor veni, este altă problemă, dar se va relua indiferent cu ce societate, dar fie o societate serioasă, toți sunt serioase, au participat la agitația la Cămin, 11 societăți, a câștigat una, da? De unde aveai dumneavoastră să știi că la peste un an, spune unul, nu am oameni cu plecat cu oameni, am cine face lucrare, ce văzut mai dumneavoastră, sau noi consiliul local celor. Dar la fel, nu se de împrejură. Și eu cred că m-am adaptat. La Căminul Cultural. Haideți să vă dau eu răspunsuri așa, că vreau cine. Cu drumul locale comunale, vă promit cu certitudine, le reluăm pe toate.
dar așteptăm să treacă ploi. Am băgat uriță la semi-tucan, hai să o facem, nu, deci facem și refacem și așa. La noastră mai avem decât două, trei unduri, am vorbit, o să le rog. Nu pot să mă duc să merg pe câmp acolo, să iau unduri la termo. O definitivă, vă face și un togan, ne facem și spre Bahna, că ridică mereu probleme. Intră pe Facebook-ul meu, nu putem să facem. La neamintii cabale, că sunt mereu betul. N-am cum să mă duc acolo, înțelegeți, și cu cuduri, cu basculante și cu tot ce. Am trimis pe malul arii basculanta, am zis, hai să facem, hai să facem. Și avea un pic și răsturnat. La 7 metri și am plouă. Decât așa, mai bine așteptăm un pic. Fiecare zi plouă. Fiecare zi plouă. Nu te poți. Și când ați băgat apă la pălă, apoi e plouă în continuu. Ce-i dormi e da. Așa, cu iluminatul m-a spus. Până se va mai mare noaptea, cu spate. Mai stă un pic, domnul, și curați-vă cu față în bani. Mă mai leg eu un pic, cu ajutorul dumneavoastră. Și m-aș aștepta chiar la cei care avem scoptat cu oamenii fiecare zi. Colectarea selectivă a gunoiului. Am tot spus. Sunt containere din loc în loc. Uite, le-am stabilit noi. Este păcat să nu ne folosim de acea oportunitate. Cutie, plastic și sticlă. Haideți să învățăm oamenii. Păi, tată, du-le acolo, că ori le arunci la sac să le dai, e mai rău. Că noi ce nu colectăm să ne timp, mai plătim o taxă la mediu. Mai plătim o taxă la mediu și, practic, plătim de două ori. Sunt sume importante pe care noi le pierdem. Sunt banii tot ai noștri. Dar v-am spus, vreau ca și dumneavoastră să popularizăm. Și acum să vă mai spun ceva, dragii mei. Chiar mă așteptam la inundații, să văd, domnule, tot Consiliul, ca pe malul apei. Nu vă doare când auziți, au de vără inunde, apa e mare. Avem încredere în dumneavoastră. Mă bucur încrederea, de asta nu știu, văd lângă mine, să vadă lumea, băi, Consiliul local, la gura, băi, tot cu malul apei. Era la liberare, zic, era la liberare. Și chiar mă așteptam să fie și cu tractorul. Era la liberare, era la liberare. Da, cu căne, mă așteptam să fie și cu tractorul. Și vine și cu tractorul. Da, deci fiți foarte atent. Consiliul local. Când nu votează cum trebuie. Nu, votați cum trebuie, dar în situații de urgență. Da, a tăia s-au plinit pe băzi din partea lui și a luat lemnul și ca și tot ce-a lăsat în bără. Da, nu, mă viți cum am dat răspunde, că mi s-a luat luni. Și curățat i-am trei părții pe care mi-a cinerit. Platuța a răspuns de pe amă. Eu nu știu, viceprimar. Și dacă de ordine de timp vrem așa și să avem altă surpriză. Numai dacă plouă luni, nu este prezent. Dacă nu plouă luni, acolo cu cel puțin 6 oameni, asta e simplu. Regularizează, nu lopesc cu tot și mai deformatăm zona aia, că acolo e periculos. Așa e. Sigur că da. Restul, vă spun sincer, n-am adus acolo, dar restul. Începând, am spus, la toate paturile, la Cristian am băgat la postul care trece Plănaro, am făcut la Grăjdeanu și am făcut și la Pangona. Le-am făcut pe toate acum. Le-am refăcut, practic. N-am ajuns până în lumea, vă spun sincer, chiar se referă să-i duci cu omul cu cizmi, dacă mai și plouă. Chiar în mod, dar mai dar știți, toată lumea spune. Dacă nu plouă, spune acolo, da? Dacă nu plouă, deci am dat răspunsul, da? Domnul viceprimar și-a notat. Toate, deci asta e clar, toate drumurile, primul lucru care o fac, o iau Bahna, Foganii, zona de neau, asta care a fost primar. Bine, acum ne-am mai spus, o zis aia, pe toate le drum, la Manea, aia trebuie rupem și te-a drumul și piatră, că suntem și piatră acolo sus. Piatra nu prea putem distanța. Păi acum s-au schimbat roabii, vă spun că după ce s-o cresc, e cam o săptămână și jumătate, dacă m-am dus cu Pașulant, acolo am rămas. Da, să vă zic, drumul este dus proase. Deci prima și prima este cu aia să facem la copilul. Vă întreb altfel, te-ați ai sigur să judecăm tehnic, da? Mă duc să fac mâine. Păi bine ce am făcut.
crede cineva că am băgat la palat acolo, că am băgat soț? Nu, nu le băga, vine putea de cont, nu le băga de mare. Cu ce-l plătesc? Adică să ținem din scurt partea financiară cu partea tehnică. Dom'le, sunt condiții, am băgat folosim timpul la maxim. Că va fi sâmbătă sau duminică sau sărbătoare, utilajele prin fie, ori, grad, zi, lumină, până se face cu toate drumurile. O să vedeți că vă convinge. Exact cum am lucrat și la plombare la drumurile, dar și duminica. Lumea era la biserică, erau cu oameni la plomba la drum. Sâmbătă, eu fost cu zi, eu fost am plombat, non-stop. Când o plouă de sus, prinzez cu oameni, dar n-ai ce face, nu este lucrat de calitate. La domnul Călinu? Da. Referitor la ceea ce a spus domnul Grigori, la acele drumuri care, într-adevăr, așa e, am văzut și eu, da, haideți să faceți o propunere la cel de șantier, dirigit de șantier, să vină într-o ședință, hai să discutăm și noi, la dumneavoastră, în cadrul, pentru că ce se întâmplă? Domnul Grigori spune, bă, nu face, dar el tot ce știe, face pe loșul. Exact ce a spus dumneavoastră, înainte, a spus că trebuie să eficientizați coeficientul, valoare cu coeficiență, nu o să faceți nimic. O să luați drumurile toate la început să le faceți din nou. Chemați-l aici să-l dea de ce nu respectă. Eu nu sunt, eu sunt convins că proiectantul nu a pus canalul acolo, așa, chiar în mijlocul drumului la, cum să vă spune dumneavoastră, la Contesa acolo. Acolo vă terminați țeaba lui, spune-o, și acolo a pus ca să pună oprentul mai ușor. Haideți să vă zic. O secundă. Da. Șantier, nu e, nu poate. Eu știu ce înseamnă abaterile astea tehnologice la nivel din construcții și astea. Și încă mai am o singură propunere pentru domnul. Am văzut că ați făcut acea hotărâre prin care am aprobat cetățean de onoare a domnului Zamfir Gheorghi. Și dumneavoastră a spus aici undeva la un articol, spune că se va numi strada Zamfir, nu știu cum, Gheorghe Zamfir. Referitor la asta, am făcut un proiect de hotărâre prin care să faceți denumiri, dacă toți lucrează la așa ceva, să facă denumiri pentru toată comuna, inclusiv în toate satele, să se facă o denumire a toate ulițelor. Și dacă eu am să depun la doamna aici așa. Și dacă mai trebuie ceva corelat, vă rog să luăm legătura cu domnul secretar și să vedem să fiu anunțat în timp. Au semnat 5. Dacă vrea să mai semneze cineva din cadrul consilierilor, sunt dispus să semneze, vi-l predau dumneavoastră. Tot spus. Sincer, vreau să răspund. Noi avem arătat o sumă de bani pentru domeniul. Și acolo vă rog să veniți cu propuneri de străzi care se cadreze în limita legii, propuneri de străzi, da? Deci acum noi avem o structură, băi, numai strada principală, atâta știm de străzi. Dar nici aia nu trebuie de politică. Da. Sunt de străzi. O reface tot în momentul când se definitivează, da? Dar până am noi venit, corect, vom raport publica. Așa, și după aceea de urmăm procedura legală. De preferat, ca să se, în momentul când se va face acea dezbatere la nivel local și se facă publicitatea, să se păstreze acele denumiri tradiționale pentru că vin mai ușor. Iar prin fiecare din zona dânsului, știi că aici, pe bolița asta, se chema trandafirul roșu, vă dau un exemplu. Și să fie, să facă denumiri, adică să dăm niște propuneri. Pentru că acolo unde o să fie, nu o să fie propuneri prea concludente, o să facem o dezbatere. Este corect. O să facem pe doar o ședință publică să mai putem discuta. Părerea mea este că este mai ajuns, atât pentru agenții economici de depistat, atât pentru persoanele fizice când e o problemă sau ceva, domnule, stă la urmă, nu-i? Asta se poate reținea și prin timp ce nu mai are. Dar eu trebuie să spun. Noi avem și o sumă de bani. Eu ține cont de cum e bună și e perfect. Și încă ceva, vreau să spun. Ați văzut acolo de când ați spus acele trei triunghiuri, un singur lucru mai am. Și poate o să le pune și cu următor, nu contează. Vreau să vă spun că drumul de acolo până la biserică este ca pe aici. Nu s-a stricat deloc, n-a cursat bani deloc pe el. Trebuie șans pe fiecare. O secundă, trebuie de scundat șansul ăla tirul acolo, domnul, că acum face șansul de acolo. Vede, încercați, puneți-l pe ăla să poată pe ăla să fie pe ăla și are și în primăria. Deci traversează, vedeți ce șansul făcută vină cu drumul la chiria acolo. Și păcat, ați nu încerc ceva. De la Biala. Face n-am văzut la bani. Păi, dar dumneavoastră spune că face mai mult bani și nu face. Șantul la Biala. Un excavatorul nostru nu l-a luat, el l-a luat noi, da? Bun. Aici e bună ideea. Cu
cei de la alimentare cu apă. Eu am altă propunere, nu aici, acolo. Și veniți acolo la fața locului, domnule, că eu chem să veniți de șantier. Chem și proiect, și constructorul speriția, nu de noi. Fac o fată de aceea, de aceea, că, păi domnule, n-are oameni, păi are doi ingineri la urmă oameni, păi domnule, nu, nu, asta e bine. Haideți să vedeți noi chestii. Asta e realitate. Au fost perioade când am lucrat cu 70 de oameni, un singur om. Și dumneavoastră vreți că e puțin, doi cadre tehnice la... E foarte puțin oameni, altceva am spus în pătării, e până astea doar partea realului. I-am spus că au doi ingineri specialiști la 8 oameni. Normal, un șef de echipă trebuia acolo, nu un șef de echipă ca mața oameni. Eu așa n-am dar un mai scurt era suficient, nu doi ingineri. Dar dacă nici acolo nu facem, acolo nu ai cele mai face. Eu și ieri am spus trei mori aici, am spus odată ca să bani ei. Dom'le, să câtă conducă bani. Bani o conducă de 100 de metri, o să o bani, risip, compactat și ascult. Ieri am fost eu cu Anselul și cu cineva, da? Ieri, da? Așa, ieri, da, ieri. Îi verificăm și eu știu și de ce. În principiu, acolo la ei este ceva, un nou gordian care trebuie să rupă ei, nu-i problema prea. Ei sunt trei asociați, unul muncește, ceilalți nu vin din loc, banii va intra în contul altul, alte probleme care nu țin de noi. Cam asta ar fi. Când mai sunt probleme, telefonul meu e liber. Telefonul nostru, da, încă un lucru trebuie să vă menționez. Nimeni nu ne semnează rețetia până nu readuce la stare rețeală. În proiect este menționat. Ai stricat șoseaua, ai stricat urmița, ai stricat străduța. Nu, vă faci la loc. Aveți recordare pe etapă. Dar nu discutăm, dar îi dau pe etapa, dar nu vine și la următoarea. Nu mi-o stricat aici. Dacă mi-a stricat la Pontinata sau îmi strică la Vișenești, eu îi spun, cum ai găsit urmița? Deci asta să nu credeți cumva că cineva face cu un timp. Când ar trebui cu o basculă cu balat, cum spunea domnul Grigori, domnul Părin, imediat să vă plătesc acolo, că dacă vreau să-și am întâlnit. Eu am trecut acolo să plătesc. Da, domnule, dar eu ieri am fost acolo, știu ce te-am fost. Bănuiesc că o venit ploaia, că ieri după amiază, iar o plouat și o prins cum i-o prins. Casă mai rosată, nu cred că la noi au stat cum ăsta, nu cred sau în alte localități, cu lunii de zi și eu nu cred, eu cred totuși că i-am ținut din spun. Vom fi mai exigenți, le pretindem mai mult, fiindcă sunt plătiți și sunt plătiți. Cam asta ar fi. Dacă mai sunt probleme, telefoanele noastre sunt disponibile, le răspundem prezent. Da, domnule. Școala la Temelie, ce se mai știe? Școala la Temelie. Haideți să vă spun școala la Temelie. Avem proiect european prin PNL-le 2. Ultima informație este că vor aproba în septembrie. Dacă eu mă apuc să fac, avem bani alocați. Avem bani alocați. Dacă mă apuc să fac cu banii mei și ei îmi dau aprobare, ce-am făcut? Dar eu nu cred că ei nu-i dau aprobare. Domnul Florin, ne riscăm să facem pe banii noștri? Da, dar deja... Și dacă primim aprobare? Eu mă apuc să fac acum pe loc. Eu pot achiziție, fac direct. Domnul Florin, este simplu să facem. Domnul Florin, mai este o lună. Nu vreau să cumva să trebuiască să-i dau dreptate la profesorii care tot lansează un spor că se intenționează de școală. Pentru că așa lăsăm, pentru că noi am discutat de anul trecut și am spus la început, la sfârșitul anului, ba chiar eram așa de focat încât nu, să nu termine copiii școala și noi să ne apucăm de școală. Acum, la 1 septembrie, asta e, vă spun, vă păcărește și preasră, ca și ei imediat cere o situație la școală, aici aia câți copii mai sunt, dar aici o închidim și așa, nu mai investim. Da, domnul Florin, la următoarea propun. Păi eu mă apuc cu banii primului care aveam alocat și fac. Și dacă în septembrie, că trebuie urmate niște etape, da? În septembrie primesc aprobare. Nu
o să spuneți că primarul a luat decizia singură. La următoarea propunerea, la următoarea ședință, votăm. Începem școala. Nu, am alocat bani. Dacă eu să pun varianta, așteptăm încă o lună să vedem ce facem. Deci în septembrie, așa sunt informațiile. Guvernul va aproba mici de tot. Va aproba sau nu. Mai avem și cei 5 km de drum. Corect? Foarte bine. Sunt depuși, vă rog, numărul de intrare la Ministerul Dezvoltării. Școala Temelia și cei 5 km de drum. Cu școala la Temelia, vă rog să nu pasați mie singur responsabilitatea, luăm decizia aici. Începem cu banii noștri și dacă ne dă, pierdem banii cu Ministerul Dezvoltării, nu ne mai dă? Nu mai dă, asta e. Sau mai așteptăm o lună și jumătate? Pierdem banii și mai multe dată. În prima trece anul școlar și v-am spus. Faptul că nu sunt condiții, foarte mulți știu, sunt copii care și-au dat acum primăvară, deja se vedeți la început anul școlar, că deja sunt mai puțin. Deja au plecat. Au plecat în oraș, la școală, au plecat și după vinind, discuți cu până la școală, în temelia, patru, 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 Eu te referim prea mult cu asta. Să știți, o te referim cu școala de mine. Pentru că la regiune am aplicat de toate așa cum avem proiect. Sigur, totul le aplicăm de școală. Câți bani mai mici, fundația făcută. Păi, dar atunci la ce mai aplicat bani atunci, la început de an? De ce? Să zicem acolo? Domnul Florin, v-am mai spus. Decizia va aparține, frate. Păi de ce s-o ține pistolul? La ședința următoare, primul proiect care va aplicat. Ședința următoare este pistolul, da? Atunci este. O facem mai devreme. Păi și vinu și mai aduc școală cu Eu nu fac de decizia mea, decât cu decizie de la dumneavoastră, cu aprobarea dumneavoastră. Că tot dumneavoastră ține aprobat. Dacă și sigur vor aproba pentru școli. Se deu să mergă să aștept o lună pentru milia 600. Milia 600, vedem la jumătate la jocul, da? Sau facem la din. Eu unul nu mă apuc. V-am spus și de ce. Mă aștept o lună și jumătate, până septembrie. Că nu vor da, este altă problemă, e mentalitatea lor, e decizia lor la guvernare. Dar eu nu vreau să iau o hotărâre prost. Ca după aceea să ne vin. Sunt și hotărâri care dumneavoastră a spus că nu aveți treabă cu cei ca guvernare, dumneavoastră luați hotărâri că așa se fac ele, mai înainte vă contraziceți. Cum adică? La început de ședință, așa a spus, v-ați contrazis cu domnul Tătaru, că de fapt a luat decizii fără să nu pun de la guvern, ci de la guvern și că așa s-a făcut multe lucruri. Da. Haideți să facem și lucrul ăsta, că este foarte important și de 6 ani de zile tot batem apa în piu, conferim nu știu ce fundație, că acum am depus cu PNDL, la început de an am spus că se face bugetul, doamne, hai să prindem bani pentru asta, gata, ne apucăm în martie, în aprilie, ne apucăm totul, firma știm cât. Și acum ce facem? Mai așteptăm până septembrie și astăzi suntem în iulie și mai exact. Am înțeles propunerea noastră, nu fac. O lună și jumătate pot să aștept. Pentru milia 600 stau în cap o lună și jumătate și stau și în deget. Domnul, sunt și care trebuie să... Pot să spun la vot, fac în condițiile în care dumneavoastră, toată lumea spune prima reformă. Da? Dacă vreți acum. Da, așa cred, dumneavoastră spuneți că vă puneți în cap. Vă faceți numai ce vreți dumneavoastră. Consiliul local, hotărăște. Da. Hotărăște sumă. Dăm vina pe Consiliul local, iar nu fac numai ce vreau. N-am dat niciodată vina pe Consiliul local. Dar acum așa v-ați pronunțat acum. Hai, domnul Flor, de acum ați sunt o pantă care deja sunteți în venire. Da. Am pus în problemă. În mâna stângă, mă pun un miliard și jumătate, sunteți veniți. Domnule, ați lucrat, da? În mâna stângă, spun 1,5 miliarde, sunt 1,6 milioane de față lucrare și în partea dreaptă îți spun dumneata pe al doilea cântar să mă aștept o lună jumătate. Când faci dumneata cu fris, ce să fie? De acolo o jumătate de școală. Domnule, dacă mie, când au depus proiectul, îți spun martie-aprilie se aprobă. Dar am spus să rețin de un viață 45 de zile. Ce spune guvernul? În 45 de zile de la depunerea proiectului, ei vor da o soluție. Acum au dat soluția, se amână. Dumneata ce-i face? Nu mi-asum responsabilitatea pentru o lună și jumătate. Astăzi, pentru faptul că o școală risc pentru două sate, se închide școala aia, faptul că nu are condiții, astăzi prima măsură pe care aș lua-o, prima soluție pe care aș lua-o, aș da drumul la școală. Nu, este o soluție risc. Părerea dumneavoastră? Eu nu cred că...
Este părerea mea. Însă eu așa vă spun, pentru că școala de media se va termina cu ea, vă spun, ușor. Nu se termină. Ba da. Școala de media se va termina. Nu mai zicea să duce după ce se termină școala de media. Nu. Școala de media nu se va termina. Păi dacă veniți cu pozitie, dă bine la cameră. Eu vă decid, am spus la... Dă bine la cameră de vedere, vă spun clar că nu fac până nu se dă hotărârea de guvern. Închide, doamne, că vreau mai stat că ăla vine. Nici mă interesează, nu mă duci program de asta. Nici n-am treabă, nu-i la frumite. Ești cu simte. Ești cu simte, ce ne spune? Eu nu mă uit eu la ei, nu sunt interesat. Eu am mai spus că... Mă interesează școala de mine, vă spun și tot... Și pe mine mă interesează mai mult decât pe dumneavoastră, cu mențiunea că nu fac până nu se dă aprobare sau dă negație la proiect. O lună și jumătate, nu stau eu pe o lună jumătate, să pierd 1.600.000 de milioane. Eu am mai spus, te-am explicat și da. Domnul Marius, consilier, am explicat când a fost fundația aia care a spus că face nu știu cât, da. Nu știu cât fie euro, era prin octombrie, a fost ceva, o fundație pentru ONG sau nu știu da, 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 da. Și atunci, dumneavoastră a venit cu o hotărâre cu Anel Bacu, domnule, uite, uite așa, așa, și ia-ți spune Marius, Marius, Anel Bacu va face contestație și așa se lungește, noi terminăm în 3 ani, nu te aștepta tu ca, adică i-a spus domnul Marius, pentru că este consilier care interesează din zonă, din devenire. Da, corect, da. Lucru care așa s-a terminat, lucru mi-a spus. Astăzi vă spun dumneavoastră că Guvernul României nu va aproba pentru școli și acolo să dați vada. Nu, vă și spun, faptul că sunt, nu sunt, doamne, și trebuie să spun lucrul ăsta. O să fie nu, nu suntem noi acreditați. Păi sunt atâția primari PSD care trebuie să ne dea doar. Și noi să stăm din nou. Nu, vă spun că nu. Dar eu chiar cred, nu știu de ce, pentru prima dată, cred că pentru școli vor aloca. Eu am PSD-ul nominat. Asta-i părerea mea. Eu cam așa. Domnul Florin. Să credeți în contradictorie și să credeți că... Domnul Florin, eu mi-asum responsabilitatea... Eu mi-asum responsabilitatea unui pariu cu dumneata. Da? Eu mi-asum responsabilitatea că pentru școli vor da bani. Fiindcă școlile trebuie să autorizate, ei spun că trebuie să autorizate, eu chiar cred că pentru școli vor da bani. Asta este opinia mea și pentru o lună și jumătate. Dacă dumneavoastră sunteți de acord să începem lucrurile, începem ca să definim. Dacă considerați la asta... Da, ce simplu să vă... Deci, în primar... Vă mulțumesc mult, puteți să aduci la Iași. Mare rău, ne-am fost bine.